În unele închisori din țară, condițiile sunt mai bune decât în multe spitale raionale. Este concluzia deputaților Comisiei Parlamentare Drepturile Omului și Relații Interetnice după vizita inopinată de la penitenciarul de tip Spital numărul 16 din capitală. Vizita a fost propusă după ședința comisiei, care a durat mai puțin de 30 de minute. Da. La Soroca, într-adevăr, este o distanță destul de mare și a venit propunerea ca să mergem la instituția penitenciară numărul 16, punctul, care e aici la Chișinău. Dacă sunteți... La închisoare au ajuns la ora 11. Presa nu a avut acces în interior, iar la serviciul de presă al Administrației Naționale a Penitenciarelor nu ne-a răspuns nimeni la telefon. La penitenciarul numărul 16 Pruncul sunt internați 244 de condamnați. Deputații au verificat condițiile de detenție și au discutat cu personalul medical. Orelist nu avem, anesteziolog nu, la 05, două funcții de ftiziatri vacante, După 40 de minute, parlamentarii au prezentat concluziile vizitei. Cu utilaj, condiții destul de normale. Poate în alte spitale raionale, ori municipale, nu este așa cum este aici. De atâta, bravo, conduce... Președintele Comisiei Parlamentare, Doina German, a declarat că astfel de vizite inopinate vor mai avea loc și în alte penitenciare din țară. Am fost la Cricova, am fost în penitenciarul 13, condițiile nu sunt la fel de bune și trebuie să recunoaștem că statul nu poate asigura condiții bune pentru cetățenii să îi ducă gratii. Din 1997 până în prezent, țara noastră a fost condamnată la CEDO de 157 de ori pentru condițiile de detenție inumane sau degradante. Autoritățile au fost obligate la plata unor despăgubiri ce depășesc 1,5 milioane de euro.